chem pe cineva să-mi dea pe spate de bani. Mirica, zici și Marcelino pentru tovare și cum știe toată lumea. Sergiu Mirica și Ilona Brezoianu. Nu știu, eu doar ți-am zis, tu zici poate. Ce vrei dacă vrei. Ce prăstiși, poate. Dacă ai să mai câștigi o dată, trebuie să schimb parchetul, că ăsta s-a umflat un pic. What the Fun cu Drecea și Bogdan. În fiecare zi, de la 7, la Pro FM. Te-am căutat pe Google. Deci stăteam cu Drecea mai devreme și am dat o căutare pe Google să vedem. Ia mă, dacă scrii Sergiu Mirica. Nu azi, în general. Nu mai căutăm pe Google. Jumătate sunt dezinformări. Ideea e că noi ne-am gândit să facem primele rezultate cu tine pe Google. Sunt foarte multe curiozități ale oamenilor. Nu știu dacă te-ai căutat vreodată. Nu. Eu m-am gândit să ți le citesc și tu le zici oamenilor. Că sunt oameni care au căutat Sergiu Mirica și ceva. Au vrut să afle pe internet despre tine. Da. Sergiu Mirica, vârstă. Ăsta e primul lucru. 30. Ok. Următoarea... Care răspunde și la a doua întrebare. Nu, prima pe care am putut să o spunem, clar. Asta cu vârsta era a doua. Așa. Sergiu Mirica, zi de naștere, a formulat asta. Da, 8 august. Sunt leu de la bun de august. Ok. Nu de la timpuriu de iulie. Așa, mai avem, dacă îți vine să a căutat ceva, Sergiu Mirica, înălțime. Nu știu. Deci eu las cu semnul întrebării. Revenim. Eu sper, eu mă gândeam că o să se șteargă primele, știi, după ce apare pe YouTube asta. 1.79, 1.80 pe zona aia, nu? 1.85, da. 1.85, da. Ia stai să 1.85, facem. 1.85, stai că vin să ne ridicăm, să ne combat. Dar nu suportă pantofii aia, ai mei. Avem așa, stai să ne măsurăm, filmăm. Wow, chiar le-ai pus aici, e mai înalt decât tine, da, gata, ok, poți să... E, are el o boală. Avem aia, Sergiu... Lasă, Bogdan, nu până, lasă, vorbește lumea. Ia da și tu. Așa, avem Sergiu Mirica, biografie. Nu, n-am, nu știu dacă știi. Jurie Prinskin, asta n-am căutat citit, oamenii. N-am citit, îmi pare rău. N-ai citit-o? N-ai dat biografie la BAC? N-ai dat, nu? Nu. Biografie? Mai avem Sergiu Mirica, locul nașterii. Sub o cometă, care apare dată la 1000 de ani. Să vorbesc cu animalele și cu pâinicile. Mirica, zici și Marcelino pentru tovare și cum știe toată lumea. Așa? Și mai avem Sergiu Mirica și Ilona Brezoianu. Atât? Asta sunt primele chestii despre... Da, asta nu pare a fi întrebare, deci nu știu dacă... Nu știu, eu doar ți-am zis, tu zici poate. Ce vrei dacă vrei. Puteam, dar n-am vrut chiar. Ce prăstiși, poate. După care am dat, după ce am căutat pe Google și am văzut curiozitățile oamenilor, am dat și pe categoria News. Știi că poți să apeși pe butonul de News după ce scrii numele unui om. Și am găsit o știre acolo despre faptul că Sergiu Mirica, bine, mulți dintre voi știți, a câștigat Stand Up Revolution. Și a câștigat, scria acolo, 20.000 de euro. E, și încă o curiozitate pe care o au oamenii este ce ai făcut, Sergiu, cu premiul de la emisiune? Băi, întotdeauna mi-am dorit, și asta am și făcut cu banii, întotdeauna mi-am dorit să am în casă o cameră goală, doar cu o cadă în mijloc. Adică baie. Da, dar să fie în mijloc cada, că de obicei cada e la perete, e îmbrăcată în ceva, vreau doar o cadă din aia, da, victoriană, metalică, mare. Și momentan asta mi-am luat și dacă e să mai câștig o dată, trebuie să schimb parchetul, că ăsta s-a umflat un pic. Așa că aștept să mai fac un sezon. Mi-a mai rămas 500 de euro și chem pe cineva să-mi dea pe spate de bani. Pro FM, open radio.